Și în apa mării de pe întregul litoral merge acum Maria Buză, colega noastră Simona e cu ea, să le facem cu mâna. Fetelor, doamnelor, unde sunteți? Nu vă văd. Tuturor, eram aici pe plajă, voiam să vă luăm pulsul, să vedem cum este miercuri la Mamaia, dar am dat peste cineva foarte cunoscut, doamna Maria Buză, bună ziua! Bună ziua, vai, televiziunea, de la ce televiziune sunteți? De la Prima TV, de la Exclusiv cu Cristi Vrancu. Oh, Cristi, tu erai, mă, nici aici nu scap de tine, doamne Dumnezeule, n-am văzut așa ceva. Ieșisem și eu la un suc cu prietena mea, Mirela Năsturică, și eram și noi la agățat de clienți. Și soții unde sunt? Ei sunt la agățat de cliente. Ne-am împărțit. Așadar, cred că v-ați prins. Noi aici pe litoral suntem la serviciu, bineînțeles cu soții noștri, și facem cea mai tare trupă de pe litoral, trupa ABBA. Da. Și pot să vă spun că în această vară eu sunt cea mai privilegiată, pentru că seară de seară eu ascult vocea Mirelei Năsturică. Nu vreți să știți, este o plăcere. Îmi vine să plec acasă, nu se poate așa ceva, nu e combinația perfectă. Vreau și noi să auzim, dacă puteți să ne cântați un pic. Păi să vă cânte ea, că ea e cu vocea, eu sunt cu atmosfera. O secundă, doamne și domnilor, în direct? Direct, da. Nu uitați, veniți aici în Mamaia, pe litoralul nostru românesc. Mare aici cu noi, nu se mai vede ea așa cum se vedea odată. S-a mai îndepărtat, vezi, s-a răcit, până și marea s-a răcit. Așa, dar tot sunt lucrurile frumoase, că e România și trebuie să ținem cu România. Mirela? Mulțumesc că am preluat legătura. Bună ziua tuturor, bună ziua Cristi. Și în cazul ăsta hai să începem, că dacă tot avem aici un suc, să nu spunem ce avem, să cântăm împreună, da, hai. Ce? Iartă-mă că te întrerup, vreau să te invit la suc, că ne știm de atâta timp, dar să te chem n-am îndrăznit. Adică asta am vrut să spunem. Asta am vrut să zic. Că n-am îndrăznit să te chemăm aici, Cristi. Noi nu te auzim. Hai mă, că totuși am invitat la un suc. Nu te auzim, nu te vedem, dar suntem convinse că ești înnebunit după noi. Ca așa cântărețe, talentate, frumoase și deștepte, la malul mării. Mă, tu n-ai văzut. Da. Antoanela, Maria, am dreptate? Aveți mare dreptate. Uite, chiar acum stau pe, mă uit la voi. Zice că da! Da, mă uit la voi și sunt absolut grozave. Parcă aș vrea să stau o seară cu voi, să vă auzim. Poate scăpăm și de delay-ul ăsta fantastic, că una vorbim și alta bem suc, ca să zic așa. Dar aveți timp voi și de o plajă, și de un masaj, și de o treabă, și de o măslină? Întreabă Cristi dacă aveți timp și de o plajă, să vă relaxați un pic. Înțeles, da, să una pentru noi. Să nu, de dimineață, de la prima oră, să știi, luăm papornița cu noi, cu prosoape, cu creme, cu uleiuri, să ne primenim și așteptăm să vină soarele să se lipească de noi. Un pic cred că s-a lipit, dacă se observă, dacă nu, vă rog frumos, un detaliu la umărul ăsta așa al meu. Așa. Dacă nu, rămâneți acolo. Dacă nu vreau să vă... Da. Și ce ziceam? Asta e, unii cântă la malul mării, alții cântă pe iahturi, alții cântă în hoteluri și pe terase. Dar cel mai bine este aici, pe pământ. Pe pământ, nu în barcă. Doamne ferește, se întâmplă ceva. Pățești ceva? Da, te neci. Barca pe valuri plutește. Deci, după cum vezi, avem o stare foarte bună, un vibe, ca să fim și noi în trend. Acum... Excelent. Și te așteptăm, te invităm la un suc. Nu numai pe tine, ci pe toți cei care te urmăresc și cu ocazia asta ne-au urmărit și pe noi. Uite aici, așa, la nisipul ăsta interminabil. Și la apa asta neagră și frumoasă, că e a noastră. E adevărat. Și mai are, mă, și mare, și munte, și nisip, și cântărețe talentate. Hai, noroc. Pe cuvântul meu, deci m-a omorât Mirela. Eu nu știu dacă ce să mai fac, dacă să mai cânt, să mă las sau nu de cântat. Pentru că eu am bun simț, mă, nu ca altele. Mă, nu este adevărat. Ei întotdeauna i-am spus, o artistă extraordinară și o voce pe măsură. Așa că...
De aceea ne-am și combinat. Aici și cântăm toată vara, da, că ne înțelegem foarte bine. Să știți, nu, acum e scandalos. Ăsta este un lucru scandalos, pe cuvânt. Cine a mai pomenit să se înțeleagă două familii, două... Da. N-ai mai pomenit așa ceva. Acum mă înfig în părul tău și vreau să fac... Păi vreau să fac... Auzi, Cristi, facem un scandal aici la tine să crească audiența și să ne crească scandal! Și... Scandal! Măi, păi tu nu știi că acum dacă nu te păruiești, nu te coafezi un pic așa... Nu ai imagine. Nu ai imagine, da. Nu, ce să facem? Uite, dacă știam că vine televiziunea, pe cuvântul meu, dacă nu ne îmbrăcam și noi altfel. Păi da, luam un costum de baie. Da, care e? Am zis că mergem pe paleză. Luam un costum de baie, da, nu așa, da, ce vrei? N-am știut nici noi ce o să găsim pe plajă. Și atunci, dacă e la o adică... Da. Da, Prima TV. Ce să facem? Acum nu știm pe unde sunteți și ce mai... Uite, s-a dus ca... Alo, alo, camera, unde te duci? Okay. Nu încoace, înapoi, sus, la fața mea frumoasă. Așa. Da. Ce? De unde aveți rochița aceasta? E, de la doamna Lilie, care îmi face toate ținutele. Și am zis eu că ies și eu ca o doamnă seara. Și de unde am ajuns? Pe malul mării cu ea. Ce mai zice Cristi? Că noi așa povestim... Zice că sunteți foarte simpatice. Nu, până mâine dimineață, că mai avem puțin și mergem la program. Și dacă face bucele noastre... Cum a sunat? Pe face bucele noastre și o să vedeți acolo unde cântăm. Că nu vrem să zicem aici la televiziune. Da, și să ne lăudăm prea. Să avem discuții la tribunal cu domnul Cristi, să zic că mai și agent VIP. Ăsta nu știe exact cu ce se ocupă și cum te târâie prin tribunale, că ai făcut, ai drept și ai zis. Da? Deci, revenim. Deci să intre pe face buce. Așa. Și să vadă exact cam cu ce ne ocupăm. Trupa Baba. Baba. Bravo. Bine, fetelor. Tu ești tinerică, da, ce vrei. Bravo, mulțumim foarte mult. Spre partea mea aici. Da, ce a zis ceva, nu? Mulțumim că foarte mult. S-a terminat emisiunea, sunteți grozave. Suntem pe plajă, să ne și plimbăm un pic că... Hai, plimbați-vă, fetelor. La revedere. Pe stilul ăsta salutăm pe Cristi. La revedere, doamnelor și domnilor. Mulțumim foarte mult. Nu te temă. Nu mai știu exact cum se e cu femeile astea, e cam bancul celebru, ce îi spun eu și ce răspunde. Eu întrebam ceva, ele vorbeau ce vor ele, dar a fost simpatic, mai ales că într-o perioadă vorbea una și se mișca gura celelalte, ceea ce a fost foarte simpatic. Ne-am simțit foarte bine. O să vedem și mâine la emisiune, da? La revedere! Aveți grijă! Pa! Pa! Pa!